Prima formațiune politică ce a depus listele de candidați pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie este partidul lui Vlad Țepeș. Cap de listă la Camera Deputaților va fi președintele PRU Sorin Cazan, urmat de o serie de nume aproape necunoscute chiar și jurnaliștilor. Ieri, pe data de 26 octombrie, ziua Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, mare sărbătoare creștină, Partidul România Unită a depus listele pentru alegerile parlamentare, Camera Deputaților și Senat, liste complete. Primul partid din județul Neamț care a depus liste la aceste alegeri. Care e ordinea pe listă? Ordinea pe listă, pe primul loc, Camera Deputaților, este susemnatul Cazan Sorin Dumitru, de profesie politolog. Pe locul 2 este doamna Andronic Sarmiza, economist. Pe locul 3 este domnișoara Vornicu Georgiana, specialistă în relații publice. Lista Partidului România Unită apar nume de economiști, tehnicieni, ingineri, operatori IT și biochimiști. Veronica, operator IT. Pe locul 5 este Ștefan Mihai Ștefănuț, tehnician silvic, silvicultor. Pe locul 6 Micu Mihai, inginer agronom. Pe locul 7 este inginerul Moraru Dan Constantin. Și pe locul 8, Andreea Ecaterina, profesor de geografie. Pe locul 9, Căiescu Alexandru, economist. Și pe locul 10 este fizicianul Grecia Constantin. Lista la Senat este deschisă de un candidat trimis la Neamț de la Centru. Este vorba despre actualul deputat ieșean Daniel Oaștea, om cu multă notorietate, urmat și el de o serie de nume din politica locală, așa cum spuneam, quasi necunoscute. Lista este deschisă de deputatul Oaștea Daniel. De la Iași, da? Deputat de Iași, da. Pe locul 2 de profesie inginer. Pe locul 2 este domnul Nedelcu Ovidiu, economist de profesie, directorul firmei Topcel. Pe locul 3 avem pe doamna Ionel Elena, doctor biochimist. Pe locul 4 este domnul Cârlic Mihai, economist. Liderul nemțean al Partidului România Unită speră ca nemțenii să nu mai voteze și la aceste alegeri parlamentare reprezentanții ai celor două mari formațiuni politice, PSD și PNL, ci să-și dorească cu adevărat schimbarea clasei politice cu partide noi și cu altă ideologie. Oamenii 26 de ani au votat cele două partide care au condus țara. PNL în speță PDL sau PDL în speță PNL și PSD. Și au văzut unde am ajuns, unde a ajuns țara. Așa, bănuiesc că la aceste alegeri vor uita de acești doi coloși și vor încerca să voteze partide noi, cu oameni noi și, bineînțeles, alte fete. Liderul Partidului România Unită consideră că la Roman formațiunea sa politică nu a avut o campanie electorală agresivă, ci una în care s-au spus doar adevăruri. La fel, nu raportăm la Roman ceea ce s-a întâmplat la Partidul România Unită, pentru că la Roman știți foarte bine că scorul a fost, care a fost dezastruat și pentru noi și pentru celelalte partide, inclusiv PSD, pentru că primarul în exercițiu a știut să își mobilizeze electoratul și să scoată un rezultat peste așteptările chiar a dumnealui. Da, da, iată că de data asta tot cu primarul Leoreanu vă bateți pentru camera. Nu cu primarul Leoreanu, că primarul Leoreanu este primar, nu este candidat la parlament. Cum nu-i candidat? E pe locul 2. Nu, eu știu că el este primar și le-a cerut
cetățenilor municipiului Roman să-l mai voteze încă un mandat pentru a încurma cele două mandate pe care le-a mai avut. Deci și... a spus clar, dați-mi un mandat, al treilea mandat, pentru a-mi încununa cele două mandate care le-am avut. Sorin Dumitru Cazan este convins de faptul că prezența pe listele PNL a actualului primar este doar cu rolul de a atrage voturile romașcanilor, ținând cont de faptul că Romanul este și va mai rămâne o perioadă fief liberal datorită notorietății lui Laurențiu Leoreanu, pe care partidul său îl folosește drept locomotivă la acest scrutin general. Domnul primar Leoreanu cred că va rămâne în continuare la primăria Roman, chiar dacă e pe lista de parlamentar, dacă mă întrebați pe mine. Eu cred că chiar dacă este pe lista de parlamentar și chiar dacă va ieși parlamentar, el va rămâne tot la primăria Roman. Pentru că în politică, să știți de la mine că sunt alte interese. Liderul PRU Neamț apreciază faptul că filiala pe care o conduce a obținut cele mai bune rezultate la alegerile locale, 3% din voturile nemțenilor, excepție făcând Romanul, unde scorul a fost mai slab, la fel cum s-a întâmplat și în cazul celorlalte partide politice care au obținut scoruri relativ modeste. La alegerile din 11 noiembrie, partidul speră să obțină 15 până la 20% din voturi, respectiv două mandate de deputat și unul de senator.